Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează mâine, în 24 februarie, la ora 17, în sala mare a Teatrului de Artă din Deva, o întâlnire cu reputatul profesor universitar doctor neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea, care va susține conferința cu tema Sănătatea creierului și longevitatea. Personalitate de excepție a medicinei românești din ultimele 5 decenii, profesorul dr. Alexandru Vlad Ciurea este apreciat în cel mai înalt grad atât în lumea medicală, cât și în rândul publicului larg care îi urmărește aparițiile și dialogurile televizate. Hunedorenii au posibilitatea de a-l întâlni pe renumitul neurochirurg în 24 ianuarie la Deva, datorită Bibliotecii Județene Ovidiu Sușeanu. Conferința pe care o va susține la Deva abordează o problemă extrem de sensibilă, care preocupă foarte multă lume, în mod deosebit în zilele noastre în care oamenii sunt supuși unui stres permanent, a unor frământări și suferințe care își cer rezolvarea. Importanța pe care o are sănătatea creierului, starea de echilibru și de liniște interioară în obținerea unei vieți lungi și tihnite va fi amplu prezentată, explicată și argumentată de reputatul doctor. În cadrul conferinței vor fi prezentate și lansate două cărți de mare interes pentru toți cei preocupați de sănătatea mentală. Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor, autor fiind profesor universitar doctor neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea, și Regăsirea ființei prin știință și credință, scrisă în colaborare cu părintele Constantin Necula.